Noi astăzi folosim păcatul simoniei sau îl atribuim atunci când cineva vrea să fie slujitor pe bani, nu pe harul lui Dumnezeu primit atunci când episcopul își pune mâine, adică ți-ai cumpăra hirotonia, adică ești un slujitor nedrept pentru că nu Duhul Sfânt a venit peste tine, ci tu l-ai cumpărat. Avem cazul lui Anania și Safira, care se alătură comunității apostolilor, își vând o parte din avere să o dea în viața de obște creștină a apostolilor, dar să gândesc ei amândoi, băi, o fi bine și în credința asta, dar să avem noi ceva în sac deoparte. Și apostolii întreabă, cu cât ați vândut țara? Dar cu atâta. Cade Anania moarte, îl scotă, îl duc, vine ea, o întreabă pe Safira, cu cât ați vândut țara? Dar cu atâta. Cade și ea moarte. Ca să se vadă că minciuna nu are treabă cu Duhul Sfânt. Această minciună legată de problematica Duhului Sfânt, o putem foarte ușor găsi răspândită astăzi în biserică, când confundăm biserica cu ce? Cu un talcioc. V-am mai explicat odată, îmi susțin punctul de vedere și îl exprim în mod deschis, rostul bisericii nu este de a alerga după om să-i explice că există Dumnezeu. Este una din cele mai mari greșeli fundamentale pe care noi o numim misiologie sau convertire la ortodoxie. Nu. Păgânii vremurilor de demult, în primele 7 veacuri creștine, ei alergau după oamenii lui Dumnezeu, după sfinți, după apostoli, după cei ce erau învățători și tâlcuitori ai legii celei sfinte și doreau să devină neofiți, botezați și creștini ai bisericii. Este una din cele mai mari prostii să alegi după toți ghiolbanii și handicapații, spiritual mă refer, nu la sensul trupesc al lipsei de element biologic, adică întregimea trupului, înțelepciunea minții, și să cauți tu toți rătăciții, toți bețivii, toți ordinare, băi, că să nu-și piardă sufletul, pierdem, frate, sănătos, du-te în treaba lui Sarsailă, că oricum lui slujești. La biserică vii numai dacă ești serios. La biserică vii numai dacă crezi în Dumnezeu. Scopul și atribuția bisericii este să preamărească și să slăvească pe Dumnezeu din fapte, minuni, învățături, semne, harisme și darurile Duhului Sfânt. Biserica afară de Dumnezeescul botez, pe care trebuie să-l primești prin cunoașterea tainei credinței, și ca să vedeți ce creștini autentici avem noi în secolul 21, nu trebuie să fie ca o supărare, nu o spun ca să acuz pe cineva, încercați să vedeți câți la sută din creștini cunosc simbolul credinței, adică crezul pe din afară. Cine spune crezul o dată pe zi când se culcă sau când se scoală, acela este creștinul autentic al bisericii. De ce el știe, de ce este ortodox. Eu mai particip câteodată la câte un botez și primul lucru care îmi spune nașul, părinte, să-mi dați să citesc crezul, că nu știu. Și atunci tu cum botezi dacă nu știi crezul? Ce mărturie depui tu pentru puiuțul ăla mic din brațele tale? Ce fel de ortodox ești? Deci iată, acesta este nivelul nostru de trăire autentică. Biserica vine și deschide brațele numai pentru aceia care îl cunosc pe Dumnezeu, vor să-l cunoască pe Dumnezeu, vor să-l știe pe Dumnezeu. Și aici iarăși opresc cu punctuație ca să putem intra în Sfântul Ștefan în atribuția acestui mare arhidiacon și întâi mucenic și în lucrarea lui, înțelegând următorul lucru. Cât de greu le-a venit oare celor 12 apostoli să facă din păgâni creștini, să le vorbească de Hristosul cel răstignit și înviat și ei să creadă în trânsul și să se convertească. Auziți har și putere. Și a vorbit Petru în prima zi și s-au convertit ca la 3.000. Și a vorbit Petru a doua zi și s-au convertit ca la 2.000. Și erau și parți și mes și elamiți și mesopotamieni și greci și evrei și cei de alt neam. Și înșiră vreo 12 seminții. Și fiecare auzeau cuvântul lui Dumnezeu în legea lor, în limba lor. De ce vă dau acest exemplu?
ca să vedeți cum Duhul Sfânt lucrează atunci când omul vrea să fie cunoscător de Dumnezeu. Dar nu să stai tu să-L rogi cu un puturos și un leneș și un nepăsător, hai, dai păcat să înjuri, hai, dai păcat să curvești, dai păcat să bei. Ce vorbești, frate? Dar ce, biserica e grădiniță? Biserica se ocupă cu trezirea din somn a paraziților? Niciodată. Este una din marile greșeli în ceea ce privește convertirea, apologetica, misiunea, cateheza, formarea duhovnicească, liturgica și datoria exegezei. Deci, noi vorbim celor care îl caută pe Dumnezeu, nu celor care vin să-l contrazică pe exeget că există sau nu există Dumnezeu. Eu am întâlnit zeci de cazuri care n-au o dată sau de două ori. Părinte, mie demonstrați-mi că există Dumnezeu. Azi am altceva de făcut, când îți pregătit, te chem eu și vorbim. Și a zis, părinte, dar nu mi-ați mai demonstrat că există Dumnezeu. Cred că n-am avut timp. O să-ți demonstrez că există Dumnezeu în clipa când o să-mi demonstrezi tu concret de ce nu există. Deocamdată convingerea mea că există constă în trei lucruri. Faptul că tu vorbești și nu ragi, nu ești necuvântătoare, ai suflet viu, nu te asameni cu făpturile care îți îngrădesc casa, porcul, oaia, capra, pisica, găina și toate celelalte făpturi care există sub cer. Doi, faptul că ai sentiment, inteligență și rațiune și știi să discerni binele de rău, te asemeni cu icoala lui Dumnezeu, iar faptul că Hristos a luat chipul tău când s-a născut din Fecioară ca să te mântuiască, arată clar că Dumnezeu are de-a face cu noi, că putea să-și ia orice alt chip, numai cel de om nu. Frați, da, părinte, dar unde scrie asta? Caută! Eu nu sunt bibliotecar și nu sunt pedagog. Eu nu predau religia la puturoși. Când vii tu și-mi arăți că ai citit Scripturile, când vii tu și-mi arăți că cunoști Scripturile, când vii tu și-mi arăți cu argumente de ce susții un lucru, atunci eu pot să vin să te corectez unde ai greșit. În momentul când tu nici nu știi Tatăl nostru, Îngerul Păzitor, sau nu știi rugăciunea de credință, simbolul credinței, crezul, și vii să-ți dau eu ție texte din Scriptură, deja suntem la alt nivel de obrăznicie. Hristos, în momentul când a fost luat peste picior de învățătorul de lege, nu de oricine, de cunoscătorul legii, a zis, ce să fac să mântuiesc, să moștenesc viața de veci? Iisus n-a intrat în literatură și nici în dictare. A zis așa, ce-i scris în lege, cum citești? Și el a spus, să iubești pe Dumnezeu pe aproape. Fă asta și să fii viu, liber. Împlinește Scriptura. Deci, dacă scrie în Scriptură, înseamnă că e de la Dumnezeu. Dacă nu te convinge cuvântul Scripturii, vine Patriarhul Avraam, ucenic direct al lui Dumnezeu, și îmi dă mie argumentul care mă face să-ți dau fiul să nu te bagă în seamă. Frate, poate să învie din morți oricine. Nu va crede. Dacă nu crede în ce a spus Moise și prorocii, nu crede nici dacă învia cineva din morți. Așa că în momentul când tu vrei să faci dintr-un ateu un ortodox, nu faci altceva decât să te cobori la nivelul, este un proverb popular, să nu spui mintea cu prostul, cu oare odihnită și riși să te bată cu armele lui. Iar înțeleptul Solomon, care este o somitate a culturii și gândirii omenești, el e celul lui Dumnezeu, nu aurul, nu argintul, ci înțelepciunea, spune așa, nu mustra pe cel rău să nu te urască. Tu dă-i pricină celui înțelept că el mai înțelept va fi. Adică omul care caută înțelepciunea o găsește și omul care nu vrea să caute înțelepciunea nici nu știe ce este înțelepciunea. Înțelepciunea nu e un fruct care se culege din vreun vrej, din vreun copac, din vreo iarbă, din vreo păstaie. Înțelepciunea se dobândește prin lucrare dumnezeiască. Domnul înțelepțește orbii. Ce-o fi asta? Când ai ochii închiși să nu-l vezi, când ai urechile stupate să nu-l auzi, când ai mintea ținută să nu-l cunoști, ești orb cu sufletul. Luminătorul trupului este ochiul.
Luminătorul sufletului este mintea. Dacă ai trupul curat și ochiul curat, e bine, aceea îți va arăta că ai și mintea curată și atunci și sufletul tău este curat. Deci când vii din poziția de ispititor, de înșelător și de viclean, Scriptura ta e scurt și spune, pe viclean urăște Domnul. Și acum ne oprim la motivația pentru care arhidiaconul Ștefan, un tânăr crescut la școala rabinului Gamaliel, care își va îngropa trupul și nu-l va lăsa de batjocuri după ce a fost aruncat fiarilor ca să-l mănânce și vreo trei zile a stat grămadă acolo în valea lui Iosafat. Arhidiaconul Ștefan învață foarte bine legea paralel cu celălalt mare convertitor al neamurilor, marele Pavel Apostolul, care înainte se chema Saul, crescut tot la școala lui Gamaliel, tot la Sinedriul Vechiului Testament, cunoștea perfect Scripturile, dar era oarecum foarte aprig și prigonea creștinii și îi ucidea și îi tăra și îi chinuia și îi băga în temniță. Este martorul ocular a martirului Sfântului Ștefan, care intră din cauza înțelepciunii lui și a îndrăznelii lui și a puterii lui de cuvântare, în conflict cu învățătorii și arhierei și bătrânii legii celei vechi. V-am spus, pe baza unui conflict între văduvele elinești și cele evreiești, apostolii hotărăsc să aleagă 7 bărbați, sfinți, înțelepți, luminați cu calități extraordinare, îi hirotonesc diaconi, punându-și mâinile pe ei, Prohor, Parmena, Nicolae, Ștefan, nu îi știu chiar pe toți, și îi pun să slujească la mese, ca să facă egalitatea între văduve, dar le dă și puterea de a se ocupa și cu cuvântul, cu învățătura. De aceea și-a ales înțelepți. Ștefan critică și înfierează atitudinile unor prozeliți evrei, care scoteau în evidență că învățătura în Domnul Hristos este de fapt o făcătură, așa s-a și numit la început secta iudeo-creștină. Și din învățătura sa, ascișderea lui Ana și Caiafa, remanescențe rămase în legea cea veche și în sinagogă, pentru că șarpele își învață puii șerpi, ca să nu folosim alt termen, sau șarpele naște șerpi, n-au putut să-l biruiască pe Ștefan în cuvântare și în explicarea Sfintei Scripturi. Dar i-au înscenat trei lucruri. Că hulește legea lui Moise și nu crede în ea, că înfierează templul și rânduielile templului, lucru care era total neadevărat. Ștefan se apără într-un mod oarecare, dar folosește termeni duri, cum va folosi și Pavel, de fapt, în epistola către evrei, care este epistola cea mai frumoasă și cristologică din toate epistolele Apostolului Pavel, nu este de învățătură și de morală, ci toată dogmatică de la A la Z. Și le spune așa, bune mernicilor, voi cei ne tăiați la împrejur, la minte, la inimă și la simț, voi care ați ucis pe proroci, voi care ați ucis cu pietre, voi care ați zidit mormintele părinților voștri, ia exact cum îi va certa Iisus în activitatea mesianică, făcându-i farisei fățarnici. Și după ce îi mustră bine și le arată că nu înțeleg legea, îi scot aceste hule, cum i-a scos lui Hristos, că dărâmă templul în trei zile și îl repară, că se crede Fiul lui Dumnezeu și spune acesta hulește, arhiereul face acela gest, acela nemai întâlnit, își smulge hainele de pe, adică disperare, Domnule, eu pentru credință îmi dau viața și îl răpesc pe Ștefan din mijlocul mulțimii, îl arestează într-un cuvânt, îl duc în valea lui Iosafat și după judecata lor, îl condamnă să fie ucis cu pietre. Aici avem 4 tablouri. Încă o dată răutatea lumii dusă la extrem împotriva Domnului Hristos și a învățăturii sale, la fel cum și înaintașii lor au făcut-o cu Iisus, Fiul omului, pe aceeași răutate, pe același ton,
pe aceeași răzbunare, pe aceeași pornire, pe aceeași atitudine, pe aceeași otravă sufletească. 2. Avem tabloul smereniei pe cel supus oprobiului public, care nu se apără în vreun fel, ci doar mărturisește adevărul, de aceea îi spunem mucenic, pentru că vorbește adevărul legii celei noi. Nu se mai găsește un Iisus care să vină să le spună ca femeii desfrânate cine se crede curat și a toate știutor să ridice piatra și să scrie în nisip păcatele lor ca să-i facă să plece, ci înverșunat scrie apără legea cea veche, în chiar hainele lui apostolul și arhidiaconul Ștefan și chiar și hainele celor care erau obosiți de atât aruncat pietre nouă la picioarele lui Saul, care privea satisfăcut imaginea, deci răutatea dusă la extrem, ne apar de data aceasta două tablouri divine, unul spiritual și unul revelat. Un mucenic plin de sânge care înroșește pământul cu sânge, care strigă în spasmele morții, iartă-i, Doamne, nu le socoti lor păcatul, deci bunătatea supremă dusă până la bunătatea lui Hristos. Greu am putea noi face asta, dacă îți trage cineva o palmă, îl ții minte și 10 ani. Dacă îți zice cineva o vorbă grea, nu-l poți ierta cu ani. E adevărat că e grea iertarea, dar face parte din actul de mântuire. Trebuie să ne însușim încet, cu grijă și cu multă străduință, să devină prietena noastră până la sfârșitul vieții. De aceea pe patul de moarte deseori spune, mă duc să mă iert cu cutare că e slab și să poată muri. Noi trebuie să iertăm înainte de a muri, că dacă am iertat numai pe patul de moarte, tot în iad mergem, că viața noastră a fost un iad al urii. Deci nu-i suficientă iertarea când îți iese sufletul. Iertarea trebuie să o dai din inimă oricui, oricând. Și așa e firesc, normal. Nu te simpatizez, nu te am la evlavie, nu vreau să ne tragem de șiretul, dar Dumnezeu să te ierte, du-te în judecata Domnului, El să te spele de păcat. Nu trebuie să ținem minte rău, că n-ajută la nimic. Spun lucrul acesta arătând că Ștefan chiar se roagă pentru ucigașii lui să nu li se socoată păcatul. Și în clipa acelei bunătăți divine apare tabloul revelat al cerurilor deschise, pe care știți cine l-a văzut? Numai Ioan. A văzut cerurile deschise și pe Duhul Sfânt ca un porumbel stând deasupra lui. Iar mai înainte, când a avut iarăși o revelație a cerurilor deschise, acela care l-a trimis la Iordan, acela i-a spus, peste care vei vedea Duhul Sfânt pogorându-se, acela este. Și Ioan, știind acest lucru, se adresează către Hristos și spune, iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatele lumii. Acum Ștefan vede cerurile deschise și ce este interesant în această revelație și pe Fiul omului, deci cel care le-a fost învățător și povățuitor până la înviere, stând de-a dreapta Tatălui. De aceea avem îndreptățirea că atunci când folosim în slujba bisericii dogmatică al conjurării Sfintei Mese, și o cădim cu dumnezeiasca tămâie sfințită, spunem aceasta, în mormânt cu trupul, ca omul, în iad cu sufletul, ca omul, în rai cu tâlharul, ca Dumnezeu cel din tâi pomul vieții, pe scaun cu Tatăl ai fost toate umplându-le celor ce ești necuprins. Deci iată ce mare este dumnezeirea. Iată ce nemărginită este dumnezeirea. Iată, amestecată în materie după creație, deasupra materiei ca creator, deasupra dimensiunii omenești ca cuvânt veșnic și în mormânt și între oameni ca cuvânt întrupat sau ca rob luând chip ca noi. Ștefan vede această imagine și își dorește să plece cât mai repede la Dumnezeu, nu are timp de reproșuri sau de cerut explicații celor care îl ucid pentru că știe că mărturisește un adevăr. Ce este interesant și de ce îl sărbătorim noi la sfârșitul anului pe Sfântul Arhidiacon Ștefan tocmai în acest moment, pentru a face legătura exactă între Dumnezeu omul
și omul a ajuns ca Dumnezeu. Deci Ștefan ne arată că Iisus coboară în chip de om, nu spun eu, Ioan Gură de Aur spune aceasta, că Dumnezeu coboară în chip de om la noi ca să-L înțelegem, dar își ia la ei în chip de Dumnezeu pe cei care L-au înțeles. Și Ioan este întâiul mucenic. Și arhidiacon că era primul între diaconi. Avem și în ierarhia bisericească, la noi în slujbele cultului, avem unul dintre diaconi, dacă 10, 9, 7, unul e arhidiacon. Deci îi conduce pe ceilalți, cum episcopul conduce eparhia, cum mitropolitul conduce episcopii, cum patriarhul conduce toți mitropoliții și episcopii. Este ordinea ierarhică. De ce v-am spus această istorioară cu Sfântul Ștefan? Ca să vedeți că mucenicia este prima formă și cea mai înaltă în care omul se poate mântui cel mai ușor, dar și cel mai greu, pentru că e greu să-ți dai sângele pentru Hristos. Noi nu suntem în stare să primim sângele lui Hristos fără jertfă și efort. Încă la ora când vorbesc cu dumneavoastră, cunosc N ucenici care de frica microbului ei încă nu s-au împărtășit, nu s-au spovedit, nu au mai dat pe la biserică. Și întrebam aș dacă moartea vine. Ce facem cu acel text din Scripturi care te spune cum te voi găsi, așa te voi lua? Masca pe bot și prost, păcătos și necredincios, îndoielnic în credință, nespovedit și neîmpărtășit. Și în ce te voi găsi, așa te voi judeca? Să ne punem această întrebare nu din punctul de vedere a respectării regulei igienice în virus, ci din punct de vedere a respectării infectării sufletești cu necredința, îndoiala, lipsa prezenței lui Dumnezeu din noi și lipsa frumuseții lui Dumnezeu din casa noastră, din familia noastră și din sufletul nostru. Mi-a plăcut că am dat peste o sfântă băbuță la vremea aceea, acum era doar băbuță, era în piață și fai, părinte, de când nu m-am văzut, eu n-am mai fost la biserică de astă primăvară din februarie. Păi zic, de aceea eu zic, s-a pus bolovan în poartă. Nu, dar știți cu microbul ăsta, dar zic, aici în piață firar al naibii de microb, nu-l vezi, nu-i pe aici? Nu, dar am venit să-mi iau zarzavatul și ce îmi trebuie de sărbători. Eu te-am întrebat de microb, nu ce cumperi. Ei, părinte, hai să schimbăm subiect. L-am schimbat, că nu-i treaba mea să eu îi spun omului ce să facă. Dar mă întreb, când bat șoseaua, magazinul, autobuzul, trenul, supermarketul, farmacia, și pe unde mai ai treabă, pe la prieteni, pe la vecini sau pe unde te mai duci, acolo nu există un microb, numai la poarta bisericii stă el și te așteaptă, e botezat ortodox și așteaptă ortodox și să-l ia de cumătru. Să fim puțin atenți și să nu devenim mai ridicoli decât suntem, pentru că nu ni se stă. Îndrăzniți-o am biruit lumea, fricoși nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cel ce este trupesc să umble trupește, cel ce este duhovnicesc să umble duhovnicește. Ștefan ne dă măsura omului duhovnicesc, statura omului desăvârșit în Iisus Hristos. Toți sunteți Dumnezei și fiei celui prea înalt. Acest Ștefan s-a făcut pară de foc și ne-a arătat nou cum arată un om plin de lumină, puterea, căldura și focul Duhului Sfânt. Acum spun amin, urându-vă sănătate și mulți ani celor ce poartă numele de Ștefan, Ștefania și toate măsurile numelui, Ștefăniță, Ștefanel, Ștefana, Ștefănița și așa mai departe, să aveți ocrotitor pe acest mare sfânt, să aveți har și bucurie în continuare și să nu uităm că cel ce nu adună cu Dumnezeu risipește, iar cel ce adună cu Dumnezeu câștigă. Căutați împărăția lui Dumnezeu ca celelalte să se adauge